dintre noi? Păi iartă-mă, dar trebuie să-i dau cuvântul doamnei Gabriela Firea, primarul Bucureștiului, că avem comandament de iarnă. E la biserică sau unde este? Zile consecutive de temperaturi sub 10 grade. Ceea ce s-a întâmplat, aseară la ora 22, s-a repornit sistemul centralizat de termoficare. Bineînțeles, știți că acest sistem este foarte vechi, îmbătrânit, este de peste 30-40 de ani. Încercăm să îndeplinim cât mai rapid procedurile pentru obținerea fondurilor europene de 187 de milioane de euro, fonduri care vor fi destinate readaptării, modernizării rețelei de termoficare, astfel încât închiderea, oprirea sistemului, precum și repornirea, să se poată face mult mai ușor, mult mai elastic și nu cu avarii de fiecare dată în rețea. Așa cum s-a întâmplat aseară, au fost câteva avarii, de aceea nu s-a simțit în toate cartierele căldura transmisă. Dar astăzi, până în ora 14, avem toate garanțiile primite din partea conducerii Radet că în tot Bucureștiul se va resimți căldură în apartamente. De asemenea, presiunea și temperatura apei calde vor fi net superioare zilei de ieri. Repet, așa cum v-am spus, doar procedura de repornire a sistemului, care a creat câteva avarii, a determinat ca în anumite cartiere apa caldă să fie, de fapt, așa cum se spune în popor, călâie, de fapt. Nu apă caldă la o temperatură necesară, potrivită pentru igienă personală. De asemenea, în ceea ce privește celelalte instituții care trebuie să fie acum pregătite, să fie nu neapărat în stare de alertă, dar să acționeze în parametrii necesari pentru calitatea vieții bucureștenilor, s-au luat toate măsurile care se impun și le vom discuta în continuare împreună, dar dați-mi voie să-l invit pe domnul director Sorin Chiriță de la Radet să ne spună exact care este situația la acest moment cu căldura din apartamente, dacă a mai primit informații că mai sunt acum avarii, știam că sunt rezolvate cele mai multe, odată cu pornirea ceturilor sud, vest și grozăvești. Și pe urmă vom afla ce ne așteaptă în perioada următoare din punct de vedere meteo de la doamna Gabriela Băncină. Bineînțeles, oricine poate să intervină pentru a da informații în legătură cu activitatea din această perioadă. Domnule Chiriță, vă rog. Bun, declarații călduroase de la Gabriela Vrânceanu Firea, primarul Capitalei. Revenim.